Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția de astăzi a emisiunii Cuvintele Credinței. Din anul 2016, când Biserica Ortodoxă din Moldova a canonizat pe Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni și pe Sfânta Fericita Maica noastră Agafia de la Cușelăuca, s-a statornicit și sărbătoarea acestor doi sfinți. Iar în data de 3 septembrie este prăznuit Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni, alături de soborul sfinților care s-au proslăvit în pământul Moldovei. Iată că în anul curent, în data de 3 septembrie, ne-am aflat la Mănăstirea Căpriana, aici unde, cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ierarh Gavril Bănulescu Bodoni, s-a oficiat Sfânta Liturghie, iar creștinii veniți la această sărbătoare au participat la cea mai fastoasă slujbă din cultul creștin și s-au închinat moaștelor Mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, cerându-i să mijlocească pentru noi la Dumnezeu. Rămâneți în continuare pentru a afla mai multe despre acest eveniment cu emisiunea Cuvintele Credinței. La sărbătoarea închinată Sfântului Ierarh Gavril Bănulescu Bodoni și soborului Sfinților Moldovei din acest an, au luat parte arhierei, protopopi, monahi și monahii, împreună cu credincioșii, care au venit să înalțe rugăciuni către protectorii cerești prăznuiți an de an în această zi, în special la vechea mănăstire voievodală Căpriana, unde odihnesc moaștele Sfântului Mitropolit Gavril. Moaștele Sfântului Ierarh au fost deshumate sau aflate, cum se spune în termeni bisericești, la data de 25 august 2016, la 195 de ani de la înmormântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni în cripta Bisericii Adormirea Maicii Domnului. Un sfânt cu o deosebită evlavie în rândul creștinilor ortodoxi de la noi, Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni a contribuit la prosperarea vieții duhovnicești în ținuturile noastre, unde a participat la construcția a peste 200 de biserici, la organizarea învățământului teologic prin înființarea seminarului de la Chișinău și deschiderea unei tipografii, în care s-au tipărit numeroase cărți religioase și de cult, necesare pentru cler și credincioși. De la canonizarea Mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, a devenit deja o tradiție ca, la începutul lunii septembrie, în ziua sărbătoririi Sfântului Ierarh, să se înalțe rugăciuni în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Tradițional, la Mănăstirea Căpriana, pentru al 8-lea an consecutiv, după canonizare, s-a oficiat liturghia sărbătorească ce a adunat numeroși slujitori ai altarului și pelerinii care vin aici, la locul de veșnică odihnă al Sfântului Mitropolit, pentru a-l invoca în rugăciuni. A 8-lea an la rând, în această zi, creștinii, clericii, arhierei Bisericii Ortodoxe din Moldova se adună la vechea noastră mănăstire cu hramul în cinstea Adormirii Maicii Domnului din satul Căpriana. Fiindcă în această zi noi îl cinstim pe Marele Ierarh, întâi stătător de la început în 1813 a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Sfântul Ierarh Gavril Bănulescu Bodoni a fost un ierarh vestit în timpurile sale și nu numai atunci, și până în ziua de astăzi. De ce el a fost propus spre canonizare? Și nu numai el, și alți părinți din cuprinsul Bisericii Ortodoxe de Moldova. În această zi, la Mănăstirea Căpriana, au venit sute de creștini, au venit zeci de preoți, de poate și sute, au venit arhierei și ne-am rugat Bunului Dumnezeu pentru
Biserica noastră ortodoxă din Moldova, pentru țara noastră, Republica Moldova, ca Dumnezeu, prin rugăciunile noastre comune, a tuturor, a copiilor, a călugărilor, a părinților, a părinților duhovnicești, arhiereilor, să trimite liniște, pace pe pământ. Totodată, la Sfânta și Dumnezească Liturgie, așa cum facem de fiecare dată la toate slujbele, ne-am rugat o rugăciune specială pentru Ucraina, pentru biserica noastră, pentru biserica ucraineană, pentru țara Ucraina, ca să termine războiul. Este datoria noastră a păstorilor, este datoria noastră creștinească să facem acest lucru și îl facem cu drag, dar îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să audă rugăciunile noastre și să trimită ceea ce dorim pentru noi și pentru țara vecină. Sfântul ierarh Gabriel s-a născut în 1746 în Bistrița și a trecut la cele veșnice la 30 martie 1821 în Chișinău. La data de 28 iulie 2016, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a reconfirmat o decizie anterioară privind canonizarea Mitropolitului Gabriel Bănulescu Bodoni de rând cu o altă nevoitoare, Fericita Agafia de la Mănăstirea Cușelăuca. Canonizarea vrednicului de pomenire Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodoni a avut loc la 3 septembrie 2016, ziua de 3 septembrie fiind și data înființării Episcopiei Chișinăului și a Hotinului, în fruntea căreia s-a aflat timp de mai mulți ani înalt preasfințitul mitropolit Gabriel. Și în acest an am revenit la Sfânta Mănăstire Căpriana ca să-l cinstim pe venerabilul și remarcabilul mitropolit al Moldovei, Sfântul Ierarh Gabriel Bănulescu Bodoni, mitropolit, arhierei, cler și popor. Am plecat genunchiul în mod special astăzi în fața acestui consacrat ierarh al bisericii noastre pentru a aduce omagiul recunoștinței pentru truda sa cea mare, care a adus-o pe altarul Bisericii din Moldova, pentru renașterea și buna organizare vieții bisericești, a vieții monahale și pentru organizarea comunităților de credincioși din satele și orașele țării noastre. Dea Dumnezeu ca prin rugăciunile Sfântului Ierarh Gavril să propășească Sfânta noastră Ortodoxie, să fie pace în lumea întreagă, să fie pace în biserici și în biserica noastră, să fie pace în țara noastră și fiecare dintre noi la locul nostru, să ne înfăptuim slujirea noastră cu responsabilitate și cu dăruire totală, așa cum a făcut-o Sfântul Ierarh Gavril Bănulescu. Mănăstirea Căpriana rămâne un loc de aleasă reculegere sufletească, unde orice creștin se poate ruga în bisericile mănăstirii, se poate închina la moaștele Sfântului Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni sau la icoana Maicii Domnului Acționița sau la alte cinstite relicve de aici sau simplu poate savura duhovnicește din pitorescul acestei frumoase mănăstiri, care este una dintre cele mai vechi de la noi, zidită în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, restaurată pe timpul lui Ștefan cel Mare, reconstruită de Sfântul Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și din nou, după o perioadă de totală de lăsare pe timpul regimului sovietic, readusă la viață prin efortul aproape a fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Această mănăstire, cântată și în poeziile marilor noștri poeți, precum Grigore Vieru, este aproape sufletului nostru. Și Sfântul Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni a îndrăgit mult acest sfânt așezământ pe care l-a restaurat și pe care și l-a ales ca loc de veșnică odihnă. O multă bucurie duhovnicească, clerul și credincioșii
împreună cu ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova, avându-l în frunte pe înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir, suntem astăzi la Mănăstirea Căpriana. Aici sunt potrivite cuvintele din cartea scripturistică Faptele Apostolilor, iar în ziua praznicului ei toți împreună erau în același loc, adică apostolii Mântuitorului și cei care îi însoțeau. Și noi astăzi ne-am împărtășit cu toții din aceeași pâine și din același potir, din trupul și sângele Mântuitorului Hristos, cinstindu-l pe Sfântul Ierarh Gavril, Mitropolitul Chișinăului și al Hotinului, cel care este o stea prea luminoasă și lumină care veghează trecerea noastră către veșnicie. Sfântul Ierarh Gavril este un model atât pentru cler, cât și pentru popor. Viața lui a fost sfântă și curată, iar slujirea lui a fost consacrată Bisericii și Domnului Hristos. S-a axat pe readucerea în unitate a clerului și a poporului, a deschis școală teologică, a înființat tipografie pentru carte bisericească, carte de cult, dar mai ales și-a învățat poporul să-L mărturisească pe Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. În această zi noi îi cinstim și pe toți sfinții care pe parcursul veacurilor s-au proslăvit în pământul nostru, pe sfinții Moldovei, pe ierarhi, pe dreți, pe cuvioși, pe mucenici, pe toți cei care, având dreaptă credință în suflet, au mărturisit adevărul. Să-L rugăm pe Sfântul Ierarh Gavril ca și noi să rămânem în același duh al credinței Evangheliei, să mărturisim adevărul, să avem aceeași vorbire și același cuget și simțire, așa cum îndemna Sfântul Apostol Pavel pe creștinii din Corint. Felicitări cu această zi remarcabilă în plan creștinesc și să ne învățăm, iubiți credincioși, dragi telespectatori, să-i cinstim pe sfinții noștri, pentru că ei, pe lângă faptul că sunt modele pentru noi, sunt și rugători și veghetori ai noștri către Hristos prin rugăciune. O lumină care a ars pentru Dumnezeu și pentru alții. Așa mai este numit Sfântul Ierarh Gavril Bănulescu Bodoni, care a fost chemat de Dumnezeu la o viață duhovnicească deosebită. Iar această chemare este adresată și fiecărui creștin în parte. În timpul Sfintei Liturghii, în care au fost invocați în rugăciune Sfinții Moldovei și Sfântul Ierarh Gavril, mai ales această chemare s-a făcut aproape sufletului, pentru că incinta Sfintei Mănăstiri păstrează în fiecare zid mănăstiresc dragostea deosebită pentru Dumnezeu a înaintașilor noștri, care aici au adus omagiul lor Creatorului Ceresc și au ținut să lase pentru posteritate exemplul bun de cum trebuie căutată Împărăția lui Dumnezeu.
Alături de sfinții care au proslăvit și s-au proslăvit pe pământul Moldovei, alături de fericita Maică Agafia de la Cușălăuca, care a fost la fel canonizată în anul 2016, Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni se înscrie în ceata sfinților rugători pentru neamul nostru și, alergând către el, mai ales în ziua prăznuierii lui, noi îl rugăm. Sfinte Ierarhie Gavril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Fiecare an bisericesc începe și sfârșește cu o sărbătoare închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și iată, după data de 1-14 septembrie, când începe anul bisericesc, prima mare sărbătoare este cea închinată nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, nașterea Maicii Domnului. O sărbătoare despre a care semnificație vom vorbi astăzi în emisiunea noastră, împreună cu invitatul nostru. Iar astăzi îl avem ca invitat pe Părintele Pavel Borșevski de la Biserica Sfântul Dumitru din Chișinău. Părinte, bună ziua și bine v-am găsit aici la Biserica Sfântul Dumitru. Bună ziua, bine ați venit ca întotdeauna. Iată, Părinte, avem la începutul anului bisericesc, în data de 21 septembrie, această frumoasă sărbătoare a nașterii Maicii Domnului și spuneam că anul bisericesc începe și sfârșește cu un praznic închinat Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Asta ne scoate în evidență cinstea deosebită pe care o acordăm Maicii Domnului. E mai mult decât atât. E vorba chiar de timpul care ne introduce în așa numită economia lui Dumnezeu, mântuirea noastră. Dacă s-a sfârșit anul cu cele trei mari sărbători, probajnele, schimbarea la față, Hristos ne-a arătat firea umană, cum putea fi dacă rămânea în raiul, și cum va fi totuși, fiind de acum primită din Maica Domnului și salvată și apoi înălțată la cer și numai decât preaschimbată prin Hristos. Și după asta a urmat Sfântă Maria cea Mare, adormirea mea celui, iată cum o să ieșim din lumea aceasta. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare. Și ea stă de-a dreapta lui Hristos, în rândul numit de Iisus, stă Hristos pe scaunul slavei, cel care va veni într-o slavă, cum l-au văzut apostolii la schimbarea la față, la probajne, așa va veni într-o slavă. Și ultima sărbătoare, tăierea capului Sfântului Ioan Botezător, martirul. Numai prin mărturisire dreapta a credinței în Hristos, schimbarea la față și Maica Domnului. Deci noi pe Hristos, în plinătatea umanității, s-a făcut om, nu-l putem cunoaște decât prin Maica Domnului. Și atunci am numit Sfântă Maria cea Mare și sfârșitul anului, cum ați spus dumneavoastră foarte corect, bisericesc, sau de acum ieșirea noastră din lumea aceasta, că asta e scopul anului bisericesc. Ultima sărbătoare, am zis martirul lui Ioan Botezătorul, mărturisire înseamnă de limba slavonă. Acum început anul nou. Și îl începem foarte corect, ați accentuat, prin aceeași Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. A stat împărăteasa de-a dreapta ta, zicem în Psalmul 44, și asta punem întotdeauna părticica Maicii Domnului de-a dreapta lui Hristos, chiar și pe discos. Așa cum avem, am zis, și în de Iisus rândul, în care Maica Domnului este de-a dreapta lui Hristos și Sfântul Ioan Botezătorul de-a stânga, în iconostas. Acum însă, data de 8, care nu-i deloc întâmplătoare, este cifra preasfinte Născătoare de Dumnezeu. De ce? Pentru că 8 înseamnă ziua veacului, ceva să fie, a 8-a zi, e duminica, ziua învierii, la care ne aduce ea, prin venirea ei în lume, prin nașterea ei. Gata, o avem pe acea, prima Evanghelie, prima bună vestire. Dar am căzut în păcat, dar nu rămânem așa. Dumnezeu nu ne lasă așa. El în planul Sfintei Trăim, când a creat pe om după chipul și a vrut să fie și asemănarea lui, a avut în plan și această lucrare în Preasfânta Născătoare de Dumnezeu sau în modelul bisericii, că așa mai este ea. Și iată de ce e strâns legată de ziua veacului ce va fi nașterea ei, pentru că ea, din toată firea umană, împlinește prima Evanghelie. I-a zis Domnul Dumnezeu lui Eva cea veche, iar ceea ce se va naște din sămânța ta, nu a bărbătească, dar din sămânța ta, va zdrobi capul balaurului. Iată acea sămânță.
cea din sămânța lui David, biserica să cânte astăzi. A lui Nathan, asta era tata lui Ana, mama presfinte, născătoare de Dumnezeu, părinți binecuvântați, ploda rugăciunilor. Aveau 50 de ani de la căsătorie și nu aveau copii. Deci o nasc în felul în care, deci, într-adevăr, în lumea aceasta ar trebui să nască copiii creștinilor, când e vorba de cununie. Acolo toate acestea se pregătesc într-un fel special, când în mâna soțului se dă icoana lui Hristos și zice, ești capul femeii ca și Hristos, capul bisericii, iar mirese Maica Domnului, născătoare de prunci și modelul bisericii, pentru că este ea modelul bisericii, chivotul legii. Așa o mai închipui astăzi în rugăciune biserica. Toiagul lui Aron, cel care într-o noapte a înverzit, a înflorit, ca și ea. Deci, până la urmă, o mai avem și scara lui Iacob. Deci, a fost prevestită. Lucrurile acestea au fost pregătite prin profeți. Așa a văzut Iacob, scara pe care coborau și se suiau îngerii lui Dumnezeu, fiind scara aceea Maica Domnului, prin care noi ne suim la cer și de acolo primim și darurile lui Dumnezeu. Și apoi, în același timp, rugul cel nears al lui Moisei, în genere extraordinar, în munte, când Moisei a văzut cum ardea un copac și nu se mistuia, focul nu-l mistuia. Iată această icoană în rug, care a văzut-o Moisei, se închipui cu 8 colțuri din nou, aceeași cifră frumoasă. Și la marginile acestor colțuri, deci 8, se face cu roșu arătând focul, dar totodată și verdele care arată și fecioria sau viața care nu poate fi mistuită de focul iadului nici. Toate acestea în jurul Maicii Domnului, în ceea ce ați vorbit dumneavoastră mai sus. În jurul acestei fecioare care azi vine să nască de la Ioachim, care a fost întors înapoi de la jertfelnic, vrea să aduc și el jertfă, ca toți ceilalți, de primul preot, arhiereul care i-a zis, tu nu poți aduce jertfă lui Dumnezeu, pentru că tu ești nesocotit în fața Domnului, că n-ai copii. Asta înseamnă un fel de blestem, pentru că tot poporul lui Israel aștepta pe Mesia. Deci în cadrul genealogiei, fiecare din ei socoteau și credeau că pot fi cumva și ei cei din planul mântuitor în care vine Mesia. Stăpânitorului, până la urmă, și-au schimbat viziunea și-l așteptau ca un mare împărat, rege al lumii acestea. Dar și Ana știa, deci, ceea ce s-a întâmplat la templu, că a fost și încă și lumea cealaltă, că așa e lumea, când vedea preotul deodată într-o parte, i-am dat idei și cu jertfa ta s-a dus la turmele lui, că era bogat Ioachim, dar era tare milostiv ca și Ana lui împreună. S-a dus la turmele lui pe șes, pe deal, unde pășteu și a rămas acolo 40 de zile, spun, nu voi bea apă și nu voi mânca pâine, până când Dumnezeu nu îmi va lua cererea mea, deci nu va primi jertfa mea, pentru că jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, ceea ce a făcut el. Iată și noi când nu știu ce Dumnezeu, nu mă iubește, nu știu ce să mai fac părinte. Poftim modelul. N-avem copii părinte, pentru că azi chiar cei care nu pot avea copii pot apela la icoana. Noi o avem în biserica lui Ioachim și Ana cu Maica Domnului, care stă ca dintr-un pom, ca dintr-un copac, din sămânța lui Iesei, care este tatăl lui David. E frumos în icoană, că icoana întotdeauna dă o lămurire vastă a evenimentului sărbătorit. Și iată, întâi s-a arătat îngerul lui Ana și i-a vestit că ea va naște un copil, o fată, și că acest copil va fi binecuvântat și i-a vestit și numele, pentru că mama Ana, a Maicii Domnului, adică bunica Maicii Domnului, chema Miriam, Mariam în limba slavonă. Iată de ce și Maicii Domnului a fost dat acest nume, Miriam, Mariam, după ceea ce înseamnă și destinsă doamnă, dar în același timp și stea de mare. Deci o stea era din nou de mare, care se consideră pe mare, știm cum strălucesc stelele. Și atât de mult îi se cântă, anume de Iacob, cum va fi steaua aceasta pe care au văzut-o, așa cum au văzut și ușile cele încuiate Ezechiel, prin care a intrat împăratul slavii și au rămas nedeschise, adică încuiate, fără să fie cumva stricat lacătul. Așa cum a prevestit-o Sfântul Proroc Isaia din nou, o prevestește ca cea care va naște pe Emanuel, pe Dumnezeu omul. Deci, încă o dată, venirea ei în lume este pregătită de profeți și primită ca dar al rugăciunii și al marii smerenii. 50 de ani au cerut. De am fost nu știu la ce mănăstiri, părinte, la ce preos n-am mai fost, mai bătrân și mai tin și am venit și la mătale, poate măta mai ajuta, dar tot darul cel bun și toată darea cea bună este de sus,
de la tine, Părinte al Luminilor, și ții slavă ți înălțăm. Deci al Luminilor înseamnă al darurilor tale, pentru că Policandru întotdeauna semnifică, vin lumea, vreau să plătesc un Policandru, semnifică faptele bune care se înalță la cer, ca și îngerii care au fost văzuți pe scara lui Iacob. Aici, Părinte, aș vrea să accentuăm asupra acestei idei, pentru că vedem că Maica Domnului s-a născut ca rezultat al rugăciunilor părinților săi, rugăciunilor insistente, este un dar al rugăciunilor lor. Iată cum și până unde putem să insistăm cu rugăciunea noastră în fața lui Dumnezeu și mai ales cum trebuie să insistăm așa ca ceea ce cerem în cele din urmă să se împlinească. Biserica știe trei feluri de rugăciune care le cunoaștem și noi cu dumneavoastră. Cea de cerere, cea de mulțumire este cea mai importantă și numai decât rugăciunea care întotdeauna este un fel de pregătire să fie voia ta, Doamne, ca în rugăciunea domnească Tatăl nostru, atunci când ne încredințăm voinței lui Dumnezeu. Eu pe mine credincioși ca și pe mine mă îndemnă întotdeauna să facă rugăciune de mulțumire. Iată când vin doi tineri să căsătorească, începe viața practică. Pentru că de aici se începe, putem spune, intră în planul lui Dumnezeu și ei, în economia lui. Și de ce el zic, începeți de acolo de unde am mulțumit pentru mama și tata și Dumnezeu care v-a adus în lumea asta prin dragostea părintească a mamei și a tatei. Și dacă știți să faceți asta, atunci veți avea și voi ca părinții voi și copiii frumoși ca voi, bolfoși, alintați și frumoși, pentru că stați în fața altarului lui Dumnezeu cu cununile slavei măreției lui Dumnezeu. Iată și de atât ori și ce rugăciune, zice Sfântul Ioan Scăraru, este de acum scaun de judecat, pentru că ea ne pune înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți Tatăl milostiv, da. Vreți drept judecător? Da, el este așa cum îl așteptăm să vină a doua oară. Iată de ce, zice Sfântul Ioan Scăraru, de acum este judecată și scaun de judecată mai înainte de judecată, orice rugăciunea noastră. Așa trebuie să ne vedem în fața lui Dumnezeu. Și de atât astfel de rugăciuni, numai decât este primită. Înainte sau atunci când vrei să te rogi, faci o jertfă, o jertfă, o pregătire, dacă vreți, o pregătire a umanului. Este jertfa trupului, este jertfa sufletului. Câteodată și la cerințe speciale și cu post, cu post cum a făcut Ioachim, 40 de zile, apă și pâine nu voi mânca, atât cât îi făgăduim și noi ceva, Doamne, îmi se lepăd fumatul. Doamne, nu se lepăd băutul, Doamne, nu mai fură niciodată, dau cuvântul și tot dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit, tot zic Zaccheu, hoțul, vameșul. Iată, are nevoie Dumnezeu de aceste jertfe, nu avem nevoie noi. Așa se duceau părinții la biserică, cu ceva legat în traiste, deci o jertfă pe care o puneau pe colivar, din ce au muncit în timpul săptămânii, un măr, un păr, un prăsad, un struguri de poamă. Puneau, Doamne, mulțumim pe mine și un ban numai decât, pentru că biserica trebuie întreținută. O săptămână n-am fost, dar ea are nevoie de întreținere. Cam unul întreabă cât costă, când e vorba de taine sau ceva, eu, chiar eu lucru străin absolut. Biserica este un de jertfă. Iată, Ioachim și Ana știau, jertfă duceau. Nicăieri nu zice, unii să plătească la biserică să aibă copii. Ați auzit cumva ceva în Evanghelie de felul ăsta? Iată, asta de acum e vorba de o mentalitate sau dacă vreți, cum ziceau părinții, într-o minte strâmbă și un gând bun să strâmbă și invers. Și rugăciunea, zic părinții, că este jertfa totală a umanului, a celor cinci simțuri. Iată, pe amvon zice biserica prin diacon, să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Tânărul din Sfânta Evanghelie, din două duminici în urmă, îl întreabă pe Hristos ce să fac să moștenez viața veșnică. Și zice, îți păzești poruncile, îi păzești toate, cât și Hristos spune întâi să nu ucizi, cât e de important azi pentru poporul rus, trebuie să știi că e tare important, să nu furi, să nu strâmbi, mărturisești strâmb, nu dorești nimic din ce este aproape, șase porunci care țin de fapt de decalog și de aproapele tău. Îi pune Hristos înainte. Dar eu le fac din tinerețele mele, ce mai lipsește? Și noi cu rugăciune. Noi am făcut și, parcă și m-a rugat și eu, părinte, care de rugăciune și paraclis am pus și acatist am pus. Ce mai lipsește? E averea ta și dă-o săracilor. Și apostolii, nu tânărul, da, și el s-a îndepărtat de Hristos, dar apostolii vin în, Doamne, dar atunci cine poate să mântuiască? Deci erau bogați cumva? Ce aveau ei să dăie? Nu erau bogați, dar luntrea lor stătea pregătită de-a gata cum regele împreună, că dacă ceva cumva cu Hristos,
ce? Și n-am și mâncat, am bani în bancă, știu ce fac și în genere nu mă interesează pe mine nimeni nimic. Ei erau de numai Matei, era jertfitor, de ce? Pentru că el a plecat de la vamă, serviciul de stat, înapoi nu se mai putea întoarce niciodată. Dar ăștia, oricând îi se întorc de două, trei ori. După înviere, Hristos îi găsește pescuind, pe mare iar din nou. Deci ei s-au întors și îi cheamă, veniți încoașele, face minunea cu 153 de pești mare, aruncați prejul și vedeți să vă fac pescari de oameni. Ești de la noi, Doamne, că suntem oameni păcătoși, Petru zice. Păi ei își fac problema. Iată, atâta timp cât ești legat de un lucru pământesc pe care nu îl poți lega, tu ești pământ. De atât Hristos zice, ia averea ta și împarte-o săracilor acum și vină după mine, deci schimbă-ți viața. Viața schimbată este rugăciunea. Am zis ca un de judecată înaintea judecății. Ioachim a disconsiderat toată averea lui, el s-a pus cu foame și cu sete în fața lui Dumnezeu. Cine sunt eu? Doamne, om păcătos. De ce, Doamne, nu-mi împlinești porunca mea? Să fie luată rușinea dinaintea poporului meu, că nu am copii. Sunt stierptă, să mă consideră, deci blăstămat. Arată, păcatul meu înaintea mea este pur, că el știe psalmul 50 al lui David. Iată ce este rugăciunea. Și el nu se face altfel, de atât părinții filocalici mai zic, că dacă noi ne rugăm, numai când ne rugăm, noi nu ne rugăm deloc. Iată, deci e o continuitate a vieții întregi, o vrea Dumnezeu. De la tinerieță, cum zic colindătorii, până la bătrânețe, și nu, eu am făcut, lasă-mă-i fac și alții, cât vreți de este auzit, așa numiți binefăcători. Mai primez de la metropolitul sau episcopul gramotă sau o medalie și îi cred gata, o pun deoparte și să ne pună pe piernă când am să... Și drept erai lenoș, Dumnezeu nu primește. Deci viața se încununează cu o moarte creștinească. De atât noi o dorim de pe amvon, viața aceea în continuă rugăciune să fie ca un sfârșit creștinesc vieții mele. Dacă e creștinesc, înseamnă că e în rugăciune. Dar un creștin, tatăl meu, până acum lucrează, zice Hristos, referitor chiar și la ziua Domnului, când condamnau farisei cărturare, de ce face minuni sâmbăta, care era ziua odihnii, tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci putem lucra lucrurile lui Dumnezeu, rugăciunea și duminica sau și sâmbăta, da, oricând, totdeauna. Toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Atunci când se roagă ca să le dăruiască un prunc, părinții preasfintei născătoare de Dumnezeu fac și o făgăduință că îl vor închina lui Dumnezeu și lucrul acesta se întâmplă la aducerea în templu, la intrarea în templu a preasfintei născătoare de Dumnezeu. Este aceasta o dovadă clară că și noi atunci când facem promisiuni lui Dumnezeu trebuie neapărat să le împlinim. Da, iată și asta tot e foarte frumos atunci când ne dorim un copil, mai ales numai decât trebuie să-l consacrăm lui Dumnezeu. Tu, Doamne, care mă știi din pânticele Maicii mele, zice împăratul David, referitor la viață, el știe, deci dacă noi conștientizăm în pânticele Maicii Domnului ceva, nu. Dar mintea aceasta, de acolo începută, în mitrasul mamei, ea totuși continuă, suntem un întreg, nu e un alt om acolo sub inimioara mamei. Și când ajunge timpul, noi înțelegem că El ne-a purtat de grijă și cât am fost în mitrasul Maicii noastre, care zice biserica referitor la Maica Domnului că e mai larg decât cerurile pânticele tău, Fecioară, pentru că a putut încăpea pe cel neîncăput de ceruri în pânticele tău. S-a făcut om în sângerele prea curate ale Fecioarei Marie, cât de frumos. Și iată, referitor deci, la făgăduința lui Ana, mama Maicii Domnului, ea a zis că, Doamne, dacă îmi vei dărui un copil, eu am să-l consacră bisericii. Și asta a făcut-o la trei anișori, a dus-o la biserică, dar până la trei anișori, ce e important? Zice că de la un an aproximativ, când ea acum a început, de fapt de la 6 luni, spun părinții, în Evanghelia lui Iacob, știți că este o Evanghelie apocrifă, dar e frumoasă. Eu o citesc, îmi place, sunt lucruri frumoase. La 6 luni ea a vrut să încerce, dacă e pașere acum, a făcut câțiva pași. Și atunci, zici că Maica Domnului, cum avem noi manejuri de astea când eram copii, așa ea a ținut-o ca să nu aibă tangență cu fetițele celelalte, din considerentul că a vrut să fie numai și numai educată de ea, de Sfânta Ana. Și când a ajuns la 3 anișori și a înțeles că de acum ea nu că s-a epuizat, dar că a venit timpul făgăduinței, deci că ea acum poate fi în stare să fie în templu, dar acolo era un fel de școală duminicală, dar continuă la biserică, cum sunt în unele mănăstiri pentru fetiță, de exemplu, de femei pentru fetiță și invers pentru bărbați, mai sunt la romano-catolici. Noi le-am pierdut tradiția cu părere. Așa a fost dată la templu la 3 ani și acolo a durat 12 ani educație. Ea a învățat acolo nu numai scriptura,
dar și un lucru manual. Avem cămașa necusută de mână, pentru care a fost aruncat sorți la cruce și pentru care așa a fost dată, țin minte foarte bine, unul din ostaș, deci acea cămașă făcută de Maica Domnului, nețăsută, deci, dar dintr-o singură ață, asta e frumos. Lucrarea ei, nemaipomenit, ca și vârul Maicii Domnului, care se zice că e din păr de cămilă, tot de ea făcut, din păr de cămilă, și la fel, finețea e extraordinară. Știm că e în Muntele Athos acel brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și avem și dovezi că ar fi originalul. E aici obișnuit în templu, dar, repet, la numai decât cuvântul mamei sale, și aici a fost educată, aici ea prima dată a citit cuvintele prorocului Isaia. Fecioara va lua în pântice și va naște fiu și va fi numele lui Emanuel, ceea ce se traduce cu noi este Dumnezeu. Și ea s-a gândit. Iar că aici e foarte, foarte important să fie măcar o slujnică acelei fecioare. Deci nici de cum nu și-a pus în minte, dacă aș fi eu, pentru că, într-adevăr, de la oameni este cu neputință, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Așa i-a fost lămurit și Maicii Domnului de arhistrategul Gavril la Bunăvestire. Cum va fi mie aceasta, că eu nu știu de bărbat? Și a zis, dar la oameni este cu neputință, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Iată ea cum s-a gândit. Iată de ce în rugăciunea extraordinară pe care o punem la toate Sfintele Slujbe, în vecer, la Pesna Noua, referitoare la Maica Domnului, noi zicem că a căutat la smerenia rabei sale, lucru pentru care mă vor ferici toate neamurile. Iată, asta e scara spre cer, scara lui Iacob, este smerenie. Prin care și Domnul Dumnezeul nostru, Fiul lui Dumnezeu cel veșnic, coboară în pântecele feceresc. Se zice chenoză la acest coborământ, ceea ce înseamnă umilință, înseamnă un coborământ sau, dacă vreți, un lucru pe care numai Dumnezeu poate să-l facă, din considerentul că la oameni nu poate fi adâncimea smereniei cum este la Dumnezeu. Și de aceea și Hristos în Evanghelie ne zice, învățați-vă de la mine că sunt smerit și veți avea odihnă sufletelor voastre. Iată, noi atâta timp cât suntem îngânfați, mândri, vrem să iasă pe a noastră, că nu știu să înceapă alegerile, de ce o să facă în țara Moldova. Pe a noastră eu mă dau într-o parte și mă dau din numere așa, zic, dacă mi-ar oferi cineva așa o ocazie aș face, cred că nu, niciodată, numai dintr-un singur considerent, pentru că eu încă n-am reușit acolo unde sunt și m-a pus Dumnezeu, sunt sigur, în biserică să fac ceva bun pentru oameni. Am încercat și mai încerc și mai încerc și o să încerc până la sfârșitul zilelor mele, dar să spun că am făcut de acum ceva, încă nu. Planuri multe, așa, dar m-am uitat cum Dumnezeu le lucrează, când tu nu ți le pui la socoteală ție, așa cum a făcut-o și Maica Domnului, măcar o slujnic să fiu. Iată, îmi place Antonii Blum, mitropolitul, care ne zice, dacă vreți să ajungeți ceva în lumea asta, învățați-vă de la Maica Domnului. Sau dacă vreți de la măgarul lui Hristos, pe care s-a lăsat încălicat și a putut intra în Hristos în Ierusalim. Dar era un extraordinar, un teolog, e și este în cărțele lui, care le-a lăsat până astăzi predicile lui Antonii Blum. Dar când dai și să le dislușești, foarte multe lucruri stau la locul lor și într-adevăr sunt frumoase. Deci am zis că e o poveste, dar o poveste adevărată, care numai Maica Domnului poate să ne-o dea la mâre. Și în iconografie, fraților, vă rog să fiți cu atenție. Iată, ea totdeauna, întotdeauna, asta e icoana ei, cu cele trei stele pe care ele are, întâi pe frunte și apoi pe umărul drept și umărul stâng, cu 8 colțuri. Din nou, nașterea ei, strâns legată, 8 colțuri. Am zis, ziua veacului ce va să fie, cifra 8 ce înseamnă, cifra desăvârșirii. Până la urmă, în iconografie, aceste trei stele înseamnă fecioară. Și în minte, ziceam vreosie de la Mediolan, a fost la cei ani când a venit la arhistrategul Gavril. Și în minte ea n-a gândit păcatul niciodată. Am zis cum mămica ei a păzit-o de păcat. Știuți ce școală să-i dea? Noi nu prea știm la copiii noștri. Umărul drept înseamnă fecioară în timpul zămislirii și în timpul nașterii. Asta o cântăm și la adormire, cum intră în viața veșnică, cum este luată la cer înălțat. Și încă e frumos în iconă, că icoanele se citesc. Este o fereastră în Împărăția lui Dumnezeu, prin ființa ei, fină, sfântă, neprihănită, extraordinar. Eu stau înaintea icoanei cu atâta, mă fac nimic în lumea asta, sincer vă zic, dar icoana trebuie să fie bizantină, eu mă refer la stilul de icoane. Da, icoană știți că în limba slavonă înseamnă lic, lițo,
Și nu-i vorbe de o față simplă, dar licavaci înseamnă din slavonă și din greacă atunci când sufletul se înalță și cu curăție se înalță sufletul, zice împăratul David. Dar și dacă o vezi, mânuța ei arată numai la Hristos. Ea parcă ar zice, nu eu, nu eu, dar faceți tot ce și cuvintele de la nuntă din Cana Galileea, rostite de Maica Domnului Nicoană totdeauna, veșnic, veșnic, faceți tot ce vă va spune El. Toate Evanghelia unde nu ai da, la cruce. A doilea cuvânt, primul este iartă Hristos pe cruce pe cei care l-au răstignit, dar a doilea referitor la Maica Lui, ca să știți cât de mult înseamnă mămicile noastre, care noi câteodată lăsăm casa de bătrâni, plecat pe sticotare, am zis la o vecină un ban, să aibă grijă cumva să-i mai schimbi un pampers și tot mai ședare de seamă să dă aici, ce făcut m-am cățat bani, că ți-am trimis. Dar el pe cruce, dar vă rog să intrați în internet și să vedeți cele 7 cuvinte ale lui Hristos pe cruce, cum erau rostite, că trebuia să se ridice Hristos pe planca aceea de sub picioare și în mâini lucra cuile care erau în 3 unghiuri. I-a zis, femeie, iată fiul tău, înfiindu-l lui Ioan teolog și nouă tuturor în fața lui Ioan. De la cruce, peste tot la răstignire, este și Maica Domnului și Ioan Botezătorul. Și imediat zice și ucenicului Ioan teologul, iată mama ta. Iată, iar din nou, ca și în icoană, faceți tot ce vă spune El, iar aici ne înfiază Hristos Dumnezeu Maicii sale. Iată, e Maica vieții noastre. Prima sărbătoare acestui eveniment, a nașterii, a fost la Ierusalim, unde s-a făcut în secolul al V-lea o biserică și în secolul al VI-lea de acum s-a sărbătorit la locul Bitezda, unde știm că Hristos a tămăduit un bolnav de 38 de ani. Și de aici Sfântul Andrei Creteanu, care a făcut canonul cel mare, duce la Constantinopol. Ei, dar de la Constantinopol, toți. Că Constantinopolul vrem noi sau nu, dar vrem. Deci a fost a doua capitală a lumii, Constantin cel Mare a întemeiat-o. Și aici, la Constantinopol, deci până la urmă, avem și sărbătoarea Înălțării Crucii, o să avem de grabă. Cât de frumoasă aflare Sfânta Elena, mama Sfântului Constantin, pleacă și iar în septembrie. Iată, este tot un eveniment legat de introducerea noastră în lume. Pentru că nerăstignit la Dumnezeu nu merge nimeni. Cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea, iată un an bisericesc în care să ne purtăm crucea. Tot e frumos. Vedeți că biserica nu are timp care să nu-l umple de sens. Nu are timp în care să nu fie plin. Și noi trebuie să în timpul acesta să reușim să le facem ale noastre, dar numai decât să le avem în vedere și cele lui Dumnezeu. Dar uitați cât de frumos începem cu Maica Domnului. Și un răspuns a ei simplu, ca a unei fetițe care era smerită sau, să zic, cunoscătoare și educată. Iată roaba ta, când arhistrativul Gavrilă îi va spune în Nazaret, fiind logodită lui Iosif, dacă tu vei naște prunc și vei fi numele Emanuel, cu noi este Dumnezeu, cum va fi mie aceasta? Că eu nu știu de bărbat, ea întreabă. Și atunci îi dă și lămurire arhanghelul, conform Scripturii. Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea celui preanalt te va umbri. Cât e de frumos ce este harul lui Dumnezeu, ca o umbră, o umbră care te adăpostește, te scapă de razele ultraviolete a soarelui, te adumbrește, îți întărește puterile, te reface, te va umbri. Deci îți va da ceea ce tu. Și iată cum s-a făcut ea și slujnică la tot neamul omenesc. Pentru că până la urmă, dar uitați că e de frumos, răspunde. Iată roaba ta. Să ne creștem corect copiii, așa cum au făcut-o Ioachim și Ana. Dacă îi cerem în rugăciune, încă e bine, dar încă și să-i creștem corect, tot cu rugăciune. Dumnezeu să ne ajute. Părinte, eu vă mulțumesc pentru această discuție. De astăzi, iată că ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre. Să fie de folos. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră, sărbătoarea nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pe care am sărbătorit-o recent, pe care o sărbătorim în data de 21 septembrie, să vă aducă multe bucurii duhovnicești. Vă așteptăm duminica viitoare la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!